ziua! Mă numesc Hâncu Diana, sunt profesoare de istorie și educație civică și activez în cadrul instituției publice Liceul Teoretic Hiperior din orășelul Turlești, municipiul Chișinău. Dragii mei, fiecare din noi, deci știm momente de succes și momente de criză. Întotdeauna facem față mai ușor momentelor de succes, pentru că fiecare din noi tinde spre realizarea unui obiectiv. Dar atunci când atingem culmele succesului, uneori uităm că poate ca să existe și coborâșul care poate ca să ne doară foarte mult. De exemplu, în cazul Imperiului Roman, care a reușit într-un timp record ca să atingă culmele succesului, obținând absolut tot ce își dorește, la fel și Dacia, care a avut-o în arsenalul militar ca trofeul cel mai râvnit, cum spuneam mai devreme. Dar au venit și momente de cumpănă sau momente grele pentru Imperiul Roman. Despre ce este vorba, vom discuta astăzi. Tema de astăzi este criza Imperiului Roman. Deci astăzi vom studia criza Imperiului Roman, 2. Divizarea Imperiului Roman, rezultatul și consecințele divizării Imperiului Roman. Deci criza Imperiului a fost o mai întâi de toate o perioadă de înflorire în secolul 1-2, atunci când Imperiul Roman a intrat mai apoi într-o profundă criză care duce la dezmembrarea sa. Încă de la sfârșitul secolului 2 a avut loc un război civil care, din cauza creșterii considerabile a autocrației și birocrației aparatului administrativ central. Totodată au fost adoptate reforme, dar într-un final s-au dovedit a fi ineficiente, doar ele au avut pe parcursul vieții reformatorilor. Într-adevăr, schimbările rapide după 235 compromit serios stabilitatea Imperiului, împărații fiind mult mai preocupați de alungarea barbarilor, de evitarea uzurpatorilor, de prevenirea a unor ruperi de teritorii prin acțiuni imediate decât prin construirea unui plan politic coerent. Deci Marcus Aurelius îi înfruntă pe Marcoman și ca urmare se produc modificări în structura militară și socială. În anul 271 avem pe primul împărat de ordin ecvestru care are loc total o deviere de la normă. După o serie de împărați care nu pot asigura construirea și stabilitatea domniei, după mai multe lupte, fie revolte sau mișcări, care nimijlocit duce la o criză financiară. Totodată se produc modificări în structura militară și socială, are loc schimbarea frecventă a împăraților, ceea ce creează o situație de destabilitate, dezechilibru politic, care duce ușor-ușor la o criză de ordin politic. Totodată, criza a dus la următoarele rezultate. În anul 260, Imperiul ajunge la nadirul existenței sale. Ce înseamnă lucrul ăsta? În primul rând, are loc o criză financiară în care trezoreria aproape era goală, toate frontierele erau amenințate, un împărat prizonier, două teritorii secesioniste. Și totuși, împărații
Galienus, Aurelian și Probus reușesc să împiedice dislocația Imperiului. Deodată apare și tot mai mulți deficiențe de tineri, deoarece în urma conflictelor și războaielor civile, tot mai mulți tineri mureau în războaie, care aceste războaie păreau fără sfârșit. Țăranii erau ruinați din cauza serviciului militar prea obositor, deoarece ei trebuia ca să facă serviciu timp de 25 de ani și într-o oarecare măsură îi slăbea și obosea acest fapt, care într-o oarecare măsură deci îi ducea și la ruinarea lor. Deci mulți din aceștia deveneau cerșetori și în diferite provincii deja izbucneau răscoale din cauza situației și condițiilor precare de trai. Totodată are loc și impozite exagerate care adâncesc și mai mult criza economică și financiară. Deci, frontierele Imperiului Roman erau mereu atacate de populațiile migratoare. Toate acestea au provocat și decăderea Imperiului Roman. Deci, începutul procesului divizării Imperiului Roman. Secolul III a adus declinul Imperiului Roman. Împăratul Constantin, în încercări disperate de a reunifica Imperiul, a dat un edict de toleranță religioasă în anul 313. Deci, totodată, următorul deci, împărat care va conduce o scurtă vreme întreg teritoriu a fost Teodosiu, care a fost la putere în anii 394-395. În anul 380 a proclamat creștinismul ortodox ca religie oficială, iar în 381 a fost ținut la Constantinopol un al doilea sinod ecumenic. După anul 395, niciun împărat nu va mai conduce Imperiul Roman oficial. Deja erau două imperii. Este vorba de Imperiul Roman de apus și Imperiul Roman de răsărit. Imperiul Roman de apus, care în 402 avea capitala la Ravenna, și Imperiul de răsărit cu capitala la Constantinopol. Astfel s-a încheiat existența Imperiului Roman. Deci, totodată, Imperiul Roman de răsărit era situat pe trei continente, și anume Europa, Asia, Africa, care era la intersecția principalelor căi comerciale, care legau Orientul cu Occidentul, asigurându-l astfel o dezvoltare economic privilegiată. Împărații Imperiului de răsărit, spre deosebire cei de apus, au reușit ca să oprească invaziile triburilor barbare, astfel Teodosiu al II-lea a întărit hotarele, încurajând economia și cultura. El a mai existat un mileniu, având un destin zbuciumat. Deci, cum vă spuneam la început, Imperiul Roman a scris una din cele mai frumoase și strălucite pagini din istoria sa. De-a lungul existenței sale a reușit ca să demonstreze superioritatea culturii și civilizației sale, dar știm că de întotdeauna
imperiu cât de puternic, cât de securizat și de cât de echilibrat nu ar fi, există o perioadă atunci când deja se apropie sfârșitul. Una din acele probleme care a măcinat încetul cu încetul Imperiul Roman a fost nevălirile barbare. Dacă ne aducem aminte, atunci când împăratul Aurelian, în perioada anilor 271-275, a fost nevoit ca să-și retragă armata romană de pe teritoriul provinciei romane Dacia, pentru că deja se începea problema cu principalele invazii ale migratorilor, care au dus la distrugerea domeniului economic, politic, care a fost construit în decursul anilor de către Imperiu. Deci, din păcate, Imperiul nu a mai rezistat aceste încercări destul de dificile, aceste urgii care s-a abătut asupra statului său. Cât de mult nu a încercat împărații de a subina acele neînțelegeri, de a efectua reforme pentru a echilibra viața economică și politică, dar într-un moment, deci, situația a scăpat de sub control, deoarece lumea era deja descurajată din cauza taxelor, din cauza impozitelor exagerate, chiar și același serviciu militar timp de 25 de ani i-a creat o situație de criză politică și militară în care veteranii, fiind deja prea obosiți, nu mai erau în stare de a presta serviciu militar, totodată ajungând în pragul sărăcii și crizei economice, financiare, care i-a dus și în pragul de a cerși. Deci condițiile precare de trai a fost anume din cauza golirii trezorării și vistierii statului, care a fost drept rezultatul unui eveniment care a măcinat din extern și din intern Imperiul Roman, anume năvălirile popoarelor migratoare. Deci, din acest motiv, Imperiul Roman nu a mai supraviețuit, el a fost divizat în două, anume Imperiul Roman de Răsărit și Imperiul Roman de Apus. Din păcate, Imperiul Roman de Apus nu a supraviețuit năvălirilor frecvente ale migratorilor și a avut o istorie zbuciumată și din această cauză a dispărut mai devreme. În schimb, Imperiul Roman de Răsărit și-a securizat hotarele, rămânând cu aceeași capitală la Constantinopol, reușind ca să mențină pe o perioadă mai îndelungată, să opună rezistență triburilor migratoare, care la fel au fost create probleme, dar în ciuda acestui fapt, deci Imperiul Roman de Răsărit există o perioadă mai îndelungată. Deci, dragii mei, aici se finisează o istorie frumoasă, care a avut și o amprentă asupra străbunilor noștri. Este vorba despre acel proces de romanizare care ne schimbă însuși ființa și apartenența etnică, dând naștere unui nou popor, de exemplu, limba și poporul român. Deci, Imperiul Roman a fost baza formării unei noi etnii în spațiul românesc. Dar din această cauză, deci Imperiul Roman totuși a reușit ca să mențină acea aură puternică de influență de mai departe, chiar dacă jumătate de imperiu s-a pierdut în negura vremii. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!